Salut prieteni, bine ați revenit pe canalul de YouTube Extrem Feeder. Zi de sâmbătă și concurs pe Balta Podari, pe Sandu 35, este un concurs de tandem, îl am și pe Marian alături de mine, cu catcherul de 4-2 la apă, în speranța unui drill. Ar fi primul drill cu catcherul de 4-2, cu cel de 3-9 am făcut. Sunt în jur de 90 de metri până în mal, îi dau de pe scaun fără stres, deci nu-mi fac griji că nu o să-i ating, indiferent de vreme, chiar dacă o să fie vânt puternic. Ca și nadă, brown, și am mai pregătit, vă arăt imediat, bolul meu magnific, un dar green. Sunt două nade pe care le am în teste. Vedem cum o să răspundă. Le-am mai pescuit până acum, au dat rezultate și pe alte bălți. Acum vedem ce se întâmplă. Ce să zic, urați-mi baftă. Vedem ce se întâmplă, stați aproape, sper să vă încânt cu câteva drilluri. S-ar concurs, prieteni, ați văzut puțin din lădirea grea. Am început cu moale de vis-a-vis. Vadul este făcut exact în 31 de metri. O să-l accesăm cel mai probabil peste vreo 40 de minute prima dată. Dar ne bazăm în prima fază pe malul de vis-a-vis. Avem structuri fabuloase față de, nu știu, standul din dreapta 34, care are stuf și tot ce vrea acolo. Dar vedem ce ne rezervă ziua. Al nostru este la pregătire, ia uitați-l. Hello! Încearcă să dea și el în mal astăzi, că mâine o să reușească. Face o încărcare de ea supremă. Da. O să fie frumos. Stânga, dreapta, concurenți buni. Da. Știi cum e. Depinde ce avem în față și dacă nu știți foarte bine, ieșirea contează. Două lansare și avem primul drill. Deja în stânga au al doilea pește, un ciorpan destul de frumos, un caras. Vedem, îi dăm acest și sigur. Punctăm primul drill cu catcherul de 4-2. Ce să vă zic, e foarte moale, foarte mișto. Dau cu cărlic de 14. Acum sperăm să nu ratăm pești, cam asta e targetul pe azi. Cât ori veni, măcar să nu-i ratăm. Și vedem ce se întâmplă. E foarte mișto în drill, da. Chiar e ca lumea. V-am zis, 88 de metri până în mal, no stres. Pe scaun foarte precisă. Asta vine către noi, ce ne va face? Nu cred că e mare, dar vedem. Îl arăt imediat. Așa pe înaintaș. Niște ciorti frumos. Dăm după următorul, stați acolo. Următoarea plecare, puneți. Următorul anseu a intrat în peșteaba și dura de unul. Doi pești, 2 kg în total, cred.
Sunt mici. Așa, după asta nu se face. Important este să tragem de ei cât putem. Să nu pierdem ocazia de a menține ritmul. Ma, sunt cu 3 nouăle în drill. Le alternez pentru că vreau să le văd pe ambele cum se comportă. Ambele dau cu metru de 60 de grame. Pentru distanța asta foarte mișto. Încet și sigur. Cum e frumos asta. Încet, încet. Eu nu sunt prieten. Îl degorzim și nu se vorbim atât. Da un kil jumate, așa? Stați acolo. Am scăpat unul mai devreme, dar îl avem pe Vlade. Pe Bumandril. Așa. Păi, cred că e pisoi de sălicioartan, dar n-are importanță. Sau caras, n-are importanță ce e, important e că e. Ah, avem pe vecinii din stânga care rup norma, au doi mari. La 3 kg. Mărim momela, cărligul. Punem cărlig de 8 și momela de 12. Da, nu știu ce trebuie să mărim, vedem. Îl mâncăm un carac, nu contează, e pește. Aia. Așa, pește. Primul pește. Pune la păstrare că e punct. Plecat ăsta la 26 de secunde jumate. Pare ciortan de data asta. Asta am făcut numai de chel, nu contează de chel, și dăm după următor. Nu am un drill prieten, nu fine, pisoi, caraș, nu știu ce dacă sunt. Dar ăștia care sunt, ăștia profităm. Nu mai facem pretenții. Caută, nu scăpa la mal. Opa! Opa, opa. Las, mă, că știți cum e, când vine eu la pescuit, prinde altul pește, mă. Păi da, mă, dar pii. Da, mă, dar cu norocul, bate grindina, vine vântul. Dați așa, ca să-l vedem pe unul cu Vlade. Care foarte frumos. Pleca frumos, nici nu l-am văzut, nu, că eram atent la mine pe vârf. Dar pierce așa încă 3 ore. Mm-hmm. Pe care ne distrăm, știi ce zic? Ne distrăm. Da, dacă sunt pisoi. Nu contează. Nu contează, e important să avem activitate și să nu mai pierdem la mal, cum i-am pierdut pe el. Uite, metri. Merge. Hai, să-l vedem. Lasă-l încet, lasă-l încet. Lasă-l încet, că armata-i lungă. Băieți, vreți să vă mai povestesc ce se întâmplă când vin cu altcineva la pescuit? Chiar mai e cazul? Păi credeți voi că mai este cazul? Stați să vedem cum dracu mai punem camera asta. Deci cam asta se întâmplă. Na.
Cere și tu. Deci hai, o să venim și noi la pește, ne distrăm, ne-am văzut de mult, hai să vedem care-i treaba și ce se întâmplă. E, ce să mai la deal la vale? Cum e, mă? Los pisoi? Tot pisoi. Nu știu că nu mă pisoi. Nu e rău. Căței aici tu găsești? Ia să vedem. Ia să vedem. Și l-a duc așa. Cum ce nu grăbi, cred că am și o trăsătură. Are caras, nu? Ține. Un caras, prieteni. Nu că am lăsat-se și mie vârful, da? Ce a fost, nu mai știm. Vedem. Și din nou un drill, prieteni. Cine credeți? Ia uite-l. Mr. Chorty is the Mr. Chorty in the zona. Hai mă, nu, eu pot să strâng să plec acasă dacă nu te superi? Nu, că dispare norocul. Te deranjez? Nu, dispare norocul, dar nu știu, mi se pare că te cam deranjez așa și nu știu, aș pleca. A? Ce zici? Tu ești talismanul meu. Oh, talismanul vieții mele. Pregătesc ciorpacul? Ai văzut? Băi, nu te înțelegi cu ăsta. Așa să pescuiți la un tandem. Unul e cu norocul și altul e cu pescuit. Unul e cu norocul și altul e cu pescuit. Păi da, n-ai, bravo. Hai mă, stai și tu aici. Alo, oprește-te. Nu vreau mă să opresc. Ia să vedem dacă se oprește aici. Da, dragilor, ce să vă zic? E... Ia vezi mă. Eu? Ia vezi mă, că o zghiuhăne și la mine. N-ai mă, nu te mai înțelegi, nu. E bine poziționat minciogul acolo este la dumneavoastră? Este excelent acolo la duc. Vă deranjează? Nu, dar nu, că acolo la duc. Da? Da. Vă rog să-l parcați cu spatele. E pe aproape? E pe aproape. Ia să-l vedem. Este Mr. Chorty. Mr. Mick Chorty or Mr. Mario Chorty? E mic, e mic. Mic, a? Deci cea mare nu vrei să aduci tu. Mama, mi se oglindă ce ori oglindă. Oglinzor. Hai că mai vine și la mine ceva în viță. Nu e un pisoi. Cred că e caras și o fi, dar nu mai contează. O să-l botezăm Tomiță. Tomiță? Tomiță, da. Nume de scenă sau oficial? Oficial Tomiță. Oficial Tomiță. Oficial Tomiță cu un cărlig în guriță, dacă îl aducem, că nici nu mai simt nimic. O mai fi, nu mai fi. O luăm încet și seguro. Hop, și în traistă. Balena bălții. Ai mai văzut de asta, mă? Are 2-3 kg. 2-3 kg la mustață. A tras la ala de la cătei 21. Poate a venit unul mare. Stai mă că scos gândurile să ieși. N-am. Hai gata, nu. Eu plec acasă, strâng. A, nu. Nu mai vin, nu mai... Pune... O pune rezistență? Da, da, da. Piece de rezistență? Exactement. La piece de rezistență. Nu te mai înțelegi, mă, cu ăștia, mă, băiatule, mă, bă, băiatule. Ce vorbești? Bă, băieți, treaba e foarte simplă. Atâta vreme cât se prinde pește, ieșirea contează. Tu mă filmezi? Mamă, te pun și pe YouTube. Păi, poți să mă ia micuțul la el în club, mă. Da, tot ce e posibil. Am văzut că se poartă. Da, ultimele transferuri în direcția aia au plecat. Da. Bă, foarte bine, până la urmă știi cum e. Către campionii mondiali trage lumea. Am văzut. Tu ce ochelari ai, mă, lui Vuitton? Băi... Hai, concentrat-te acolo, că vin eu la... Cu ce pare, fac, pare mă, îmbrăcat ăsta. Măcar atât să fac ceva aici. Asta nu trebuie să-l pierdem, că nu e... Măcar atât să nu fac ceva. Nu pare avea 7 kg. Nu? Un kg 200?
Mă văd și eu la Mincioc, să vede Mincioc una până, nu? Asta să fac și eu azi, că altceva n-am de unde. Încep, nu te grăbi. Armata e lungă. Opa. Băi, unde e? Băi, de la seta în slava. Nu. Nu încep, nu încep. Oglindă, oglindă. Oglindă, mă, trebuie să așa, mă. Da. Ar fi mai frumos. E pe la chida. Na. Uite-l. Zi, mă, de toți banii, a? Frumos. Toți banii. Frumos la Balta Podar, nu? Foarte mișto. Se prinde unul la oră. O oră jumătate, două așa. Facem reclamă balte sau... Ești bulangiu. Nu să-mi spui dinainte dacă trebuie să fac reclamă. Mă, nu trebuie să faci reclamă, trebuie să spui adevărul, că asta adevărul promovăm aici că... pe canalul Extrem Fida. Adevărul că dacă o lipești unde trebuie, să pleacă. Dacă nu... Dacă nu, asta lui ego. Aia. Adică vrei să ajungi să-l scoți sau te descurci? Aș prefera să mă. Ai prefera, nu? Da, aia suntem uite. Da, somn de mingi, bă, nu-i problemă. Mamă, vezi că te filmez 4K, nebunule. 4K? Da. Adică K, 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 K. Știi? 4K. 4K. Da, dragilor, azi e pe Paranghelie, chiar dacă suntem la concurs. O, mai contează. Important e să... Mă antrenez și eu la Mincioc. Stai mă că ai ieșit din cadru, mă, nu se mai vede nimic. Dacă talii ar fi mai... E greu, e greu. Au vecine din stânga, două mamifere. E greu să recuperăm. Da. Noi încercăm. Unde te duci, mă? Mamă, ăsta nu mă fuge din cameră, mă. Mamă, n-ai văzut așa ceva. Hai să-l vedem. Mamă. Mi-am auzit sunetul ăsta de că la Caraș cu barbă. Hai. Where is it? Oba, și întreaște. Is the Mr. Chorty? Da, am intrat cu Carașii mei pe filmare, că n-avea sens. Asta e captura. Ne scoate din Los Pames. Hai, gata. Gata, mă, dacă mai am zice, nu o să mă înțeleg. Stați liniștiți acolo, că-l așteptăm să vină. Dar l-am văzut că a sărit. Eu mă joc cu cara și la Zubelin, nu vă faceți griji. Îi așezam pe căprărie, știi? Unul în stânga, unul în dreapta. Ca să fie masa bogată. Ia zi, mă. E sau... Scot lanseta? Da. A? Da. O scot mai bine? Da, că sigur nu va fi deranj. Hai ca să scot. Vezi că nu, e dulap, nu pot scot. Scoatem lanseta să nu încurcăm. Am început. Unde e? A, e în dreapta, mă, hai că lansezi la loc. Ia, adu-l încet, adu-l încet. Nu grăbi, că armata e lungă. Măcar să-l vedem.
am dat-o mai înspre, dar n-ai treabă cu firul meu, numai... Lasă-l în ce, nu-l dădui. Lasă-l pe jos, că e departe. Mă, ți-ai stand la băieți. Încetucu. Poate vă arătăm și noi un pește azi. Că până acum v-am arătat numai starleți. Îmi place sunetul acesta. Sunt dragilor ca să-l vedem pe Mr. Chorty, care pare a fi și el primul crab pe ziua de azi. Încet. Lasă-l, nu-l grăbi, că măcar să-l vedem. Frumos, frumos. Dai că mă filmează spatele. E bine, mă. Hai încet, hai încet, că armata e lungă. Vedem și un pește adevărat azi. Deci, mai nimerim și câte un pește frumos pe balta podar. Trebuie doar insistat. Ia uite, ai 7 minute de când ești pe lângă. Bă, dar nici cu somnul ăla de 18 kg nu l-am stat. Ai stat, mă. Cât am stat? 20? Nu, no, 20, dar vreun sfert de oră tot ai stat. Poate fi și ăsta vreun somn, nu? Bă, dar acum nu se ridică... Mamă, lasă-l încet. Lasă-l încet. Lasă-l să-și facă damblaua și că lanseta te ajută. Dar că dracu-i de mare, mă, că am scos dracu de 13 kg. Hai să vedem ce vii. Mă, cac pe mine, vezi, cred că e un ten de la nebun, fii atent. Bă, cred că e ten. Mamă, al tău e mai mare decât ăsta, minciogul? Mamă. Minciogul e mai mare decât ăsta al tău? Nu. Hai că e bine, mă, suntem pregătiți, nu? Am la pescuit, bă, băieți, mă. Bă, nu cred că încape în ăla al tău. Hai, las că-l scoate, mă, du-l în coate. Ia pe al meu. E mai mare? Da, dar vezi că se mire scoada. Yes. Da, mai e că nu-i adânc. Dar mânerul e... Mr. Chorty. Care Chorty ăsta? Că ăsta e Chorty. Ce să mai filmează, mă, aici? Hai că am filmat bine rău de tot. Da, dragilor, dacă ați derulat până aici, suntem în drill de vreo 15 minute cu un da, super crab. Nu e crab, mă? Crab e? Da. Ok, bine. E crab. Bă, dar periculos crab. Da. E oglindă. E o oglindă superbă. Este o oglindă superbă. Nu e obosit? Da, e o oglindă superbă. Ar fi pregătit. E o glindă, mă, e solzut. Da, e solzut, dar e până la 7 kg. Atât. Yeah! Gata, bravo băiat! Unde-i cădița? Bate o șâpcă! Yeah! Uitați-l, dragilor, hai că îl filmăm și la saltea. Hai să vedem ce ciortan la kill aduc și eu, dar nu contează, orice pește e top. Încet și lo seguros.
Așa, pune-l în sac, Marian. Da, dragilor. Vedem mai acum și o să cerem cântar, să vedem cât are ăla. Chiar sunt curios. Are un pește super. 5-6 kg, probabil. Vede. Vă sunt drill pe 500. Drill pe 500. Hai să mă concentrez tot și eu pe tal meu, care e mega nervos. Uite-l mă ce face aici la mal. Lucrează catcherul ăsta de 4-2, fantastic pentru pește. Fabulos, fabulos, e o lansetă foarte mișto. M-am pierdut numai cu cărligii de 14 și n-am avut emoții. Un singur pește am pierdut, dar ăla a fost... N-are ce știre. Haideți să vedem și... Să vedem și cântarul oficial, fără alte comentarii din astea, fără... Nu știu că sunt filmat, că... Vă rog frumos, fără comentarii din astea. Bursoave. Un ciortan superb. Un ciortan superb, cum s-ar zice. Hai, domnul Fieraru, spuneți-ne care este. Știi cât cântăresc eu așa la concursuri? Da. Mult. Exact 5 kg. 5 kg, 502. Super, hai, bravo, mă, băiet. Deschis, mă, mâncă, bă. Hai, fac, hai să vedem mai departe, da, ce se întâmplă în leocarte. Am avut o plecare la 25 de secunde. Dacă tot am cărat peleți, am cărat peleți, la unda s-a activat și la noi ceva. Da, la? Da, zic, s-a prefacut între 8 până nu e parte. Mare, dar e pește. E pește. E pește, ce ne lipește, stai că pe mine mă vedeți non-stop, stai să mai vedeți și apa. Vedem ce o fi, nu mai contează, pește să fie, important e să adunăm acolo la cantitate. Ați văzut ce la lui Marian a avut 5 zile. Deși părea mai mare n-a fost, a luptat ca nebunul. Animalic! Un drill pe 500. Dar... Mergem mai departe. Mai avem vreo 2 ore din concurs. Cum, doar 2? Ce sunt? Ei, mai mult, ia uite, caras. La mine e anul carasului. Los carasos. Nu contează, dacă pleacă la 20 de secunde chiar nu mă deranjează, să plece la 20. Good. Mr. Caraso, băgăm la păstrare și dăm după următorul stație aproape. După lupte, da, mă, mi-ai seculare, luat tot pește, mă, n-am pus pește. Mai avem și o prezentare. Ia uite, mi-a răs lanseta cu stai când îți place catcherul ăsta de 4-2? Parcă-i vrea și tu unul. Nu cred. Fii sincer. Ia. Dau peste tine sau? Nu, nu. Nu-mi dau eu daiva. Nu dai daiva, mă, daiva o ții pentru plăcere. Și catcherul pentru partidele astea cu durere. Hai, Alex! Urcă-ne pe podium! Mamă, ce podium, mă, ce e ăla? Hai să vezi ce-a și eu aici, carat. A, e cum să lăsăm. Am carat, nu? It's a mirror, mirror on the wall. Da. O oglindă, dragilor. Și un caras. Și un caras. Anul caras. Ne-am prins caras. E pe drum. Nu cred că mai e. Nu e? Nu. O oglinjoară superbă. Dăm după următor. Da, dragilor. Cum am început, așa terminăm. Mai sunt 20 de minute din concurs. Un caras. Anul carasului, astăzi. Dacă arăt și la bine de 60. Hai de capul nostru, am încercat-o și pe stânga și pe dreapta și pe... Nu știu, n-am mai prins atâția caraj de... Nu mai știu de când. Dar n-are importanță, ne-am distrat, a fost mișto.
Știți cum e? Ieșirea contează. Frumos, am avut o vreme superbă. N-am stat să filmăm fiecare caras, fiecare lucru, pentru că era deja prea mult. Dar a fost chiar bine. Ai nevoie de juvelnic? De mincioc, iartă-mă. Da. Da? Mamă, stai așa, stai. Nu-l grăbi, stai că vin. Mamă, era uscat. Stai mă, că nici ăsta nu mai vrea. Mamă, n-am mai știut cum e să prinzi un pește. Ia să văd. Mamă! Ce caras, mă, Edita-i ciortanul, ești nebun? Nu știu cum am obișnuit cu mărimea asta, frate. Mamă, cât a ciortanul! Că ți-ai șcura ta, cum ai reușit? Cât tare! Bă, cum ai reușit? Stați așa, mamă. Deci, ce vorbești, mă? Ăsta e cât 17 carași pe care i-am prins. Ia uitați cât a ciortanul. Se vede? Mamă. Păi dacă prindeam de ăștia cât carași am prins, eram departe, dar așa suntem aproape. Aproape de final, dragilor. Mai în glumă, mai la mișto. Anul carasului astăzi. Astăzi e anul carasului? Anul carasului. Da. Aha. Stați acolo, ne vedem la cântar. Hai să vedem ce am făcut. Haide, băi. Păi ce am făcut? Nu știu. Păi ce am făcut? Băi, și păi stai, bă, că pe ăla. Pe ăla mare, de ce i-a dat drumul? Eu nu știu ce voi a trebuit. Ia. Cine poate drept? Micuș. Nu. Ai văzut un om micuț acolo? Hai, băi. Hai să vedem ce avem. Bă, poate știu, bă. 12 cu 5. Dragilor, asta a fost. Asta a fost. Lansează cu baftă și ieșirea contează. Chiar cu baftă am lansat asta. Exact. A fost un concurs frumos, mai mult decât atât, vremea a fost super bună. Nu știu ce s-a întâmplat în sector, ce loc suntem pe aici, n-are importanță, că cel puțin pentru Marian e prima dată pe baltă și atunci nu l-am forțat foarte rău să tragă de el. Dar a scos peștii amari. Haideți, stați acolo să-i aplaudăm și pe câștigători, mergem la premiere și vă zicem și clasamentul final. Voastră, Radu Artene și Daniela Micu! Pe locul 7, aplauze vă rog pentru Bogdan Grigorie și Lucian Grigorie. Acum intrăm și în voucherele în valoare de 100 de lei de la Marele Pescar. Pe locul 6, aplauze vă rog pentru Ionuț Ciocan și Adrian Sârbu. Pe locul 5, aplauze vă rog pentru Irinel Dăptu și Ciprian Cristea. Bun, începem locurile 1 de pe sector și încep și plic cu șoarele. Pe locul 4, în aplauzele dumneavoastră, Radu Cristian și Anelin. Avem un voucher de valoare de 100 lei de la Marele Pescar. Voucherul donat, Aneline. La moment, fericită. Nu știu, să vorbim. Pe locul 3, echipa formată din Florin Bortoi și Viorel Ulmeanu.
Pe locul 2, vicecampion al zilei de astăzi, prietenii mei dragi, Cristi Mușat și Cezar Zafirescu. Ai felicitări, ultimul eu, mai bravo! Ai bravo! Mai mult! Hai, donează picul! Necușor, n-avem doi la cameră. Orice pe noi, dă-ți trebuie la mare vezi, că... Scoți-l, donez, ai trebuie! Bravo, băieți, felicitări! Bravo, băieți! Haideți, bucurați-vă un pic! Brânză! Dragilor, despre asta este vorba. Sper că v-a plăcut, sper că n-a fost plictisitor. Cum vă spun de obicei, dacă v-a plăcut, un like, un subscribe dacă se poate. Și nu uitați, până data viitoare, ieșirea contează. Vă salut!